Injecțiile intravitrene cu diversi agenți terapeutici, precum agenții antiangiogenici de tip Avastin sau Eylea, sau corticosteroizi precum Triamcinolon 1 sau Ozurdexul, se adresează unor patologii retiniene diverse, precum degenerescența maculară umedă, edemul macular diabetic, edemele maculare cronice din ocluziile venoase centrale ale retinei sau de ram retinian, precum și altor afecțiuni exudative ale retinei. În clinica Provita practicăm toate aceste tipuri de tratamente. Pacientul evident vine în ambulator, însă trebuie să știe că este un tratament complet aseptic, ca atare se face în sala de operație, în condiții riguroase de control aseptic și antiseptic, și ca durată, timpul efectiv în care pacientul suferă intervenția este de aproximativ 5 minute. Există o pregătire care implică administrarea unor picături preoperatorii care au rol de curățare a suprafeței oculare și de dilatare a pupilei și de asemenea au rol anestezic. Intervenția nu este dureroasă, se face, așa cum spuneam, sub anestezie topic cu picături. După intervenție, de regulă obișnuim să pansăm pacientul. El pleacă acasă și revine a doua zi pentru a-i se scoate pansamentul. Reintegrarea în mediul obișnuit este quasi imediată, nu sunt restricții deosebite. Pacientul, din momentul înlăturării pansamentului, se spală normal și are o viață normală. Patologiile cărora li se adresează aceste tipuri de tratamente, am spus că sunt destul de numeroase și sunt toate din zona afecțiunilor retiniene. Degenerescența maculară umedă este cea mai severă formă a acestei boli de degenerescența maculară, care degradează complet arhitectura retinei centrale, iar injecțiile cu agenți antiangiogenici de tip Avastin au rolul de a reduce deformarea imaginii, de a îmbunătăți vederea centrală și de a crește calitatea vizuală a pacientului. Stabilitatea, momentul în care pacientul vine să fie evaluat, e foarte importantă, pentru că un tratament precoce este mai eficient decât un tratament tardiv, iar o condiție iarăși esențială a succesului terapeutic în aceste afecțiuni este repetitivitatea tratamentului. Există o succesiune pe care medicul, în acord cu pacientul, o decide de a efectua injecțiile. De regulă, dacă răspunde bine la prima injecție, se practică încă două injecții. Este o doză de încărcare de 3 injecții, după care, în funcție de aspectul clinic și aspectul determinat prin investigații specifice, care se cheamă tomografie în coerență optică, acest aspect va decide necesitatea unor reintervenții sau nu.